O veste mai puțin bună la acest început de săptămână pentru șoferi. Stațiile PECO au majorat prețul la combustibil. Prin urmare, pentru un litru de motorină veți plăti cu 50 de bani mai mult, iar pentru unul de benzină cu 70 de bani mai mult. Dacă două zile în urmă șoferii pentru un litru de motorină plăteau 17 lei și 17 bani, atunci astăzi au fost nevoiți să scoată din buzunare 17 lei și 67 de bani. În cazul benzinei, dacă plăteau 17 lei și 74 de bani, azi au achitat 18 lei și 47 de bani. Locuitorii orașului Strășeni sunt de părere că deprecierea leului în raport cu valuta străină face ca prețul la combustibil să crească. Mai tare majorat, cred că s-a ridicat euro de atât. E bine pentru banii cei care de sus. Dar pentru buzunarul dumneavoastră? Dar noi am avut buzunar să rup de când am intrat la putere. Lucrau soviseci care scumpesc. Trăim numai în scumpete. Cel mai mult vor fi afectați agricultorii, deoarece în scurt timp vor demara lucrările în câmp. O spun oamenii, dar și reprezentantul Direcției Agricultură. Dar aici țărași care se are, se amenea, ca aici nu știu să facă. De atâta șed dealurile stete încărcate de curnuțuri. Toată toamna, cât și primăvară, când în pragul lucrărilor agricole, deci au loc aceste majorări. Poate și nu una din se face, poate mai sunt și alte momente, dar însă și pentru un om simplu, el așa cum se consideră, că adică e o majorare care poate și trebuie să fie făcută, numai nu la acest timp. De care, sigur că oamenii nu sunt mulțumiți. S-a discutat la nivel de viceministru în raion problema subvenționării, s-a vorbit de toate cele 10 măsuri care de subvenționare, însăși de privitor la subvenționarea din partea statului cu careva cantități de motorină sau benzină, nici nu s-a amintit absolut deloc. Ultima dată când stațiile PECO au majorat prețurile la motorină a avut loc acum 2 luni în urmă.